Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Au fost optimile Cupei României. Aseară s-a jucat la minus foarte multe grade Celsius, meciul dintre Botoșani și Craiova. A câștigat Craiova în deplasare cu 1-0. Discuții legate de arbitrajul de la acest ultim meci din optimile Cupei României. Au fost surprize în Cupa României, 3 echipe de Liga 1 eliminate de echipe din Liga a doua. Însă în dimineața asta nu vom vorbi despre această competiție. A surprizelor, n-au fost surprize foarte, foarte mari, chiar dacă spuneam au fost câteva rezultate surprinzătoare. Vom discuta despre o surpriză din lumea politică a României, de pe scena politică românească. La ultimele alegeri parlamentare, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a obținut 9,1%. O surpriză pentru analiștii politici, o surpriză, spuneam, pe scena politică din România. Liderul acestui partid, George Simion, este un tip care are legături cu sportul. O parte a presei l-a catalogat drept politicianul ultras, mulți l-au făcut anarhist, extremist. George Simion este fondator al grupului Unit sub Tricolor, un grup care e responsabil pentru câteva decizii date de UEFA împotriva Federației Române de Fotbal. Este în această dimineață în studioul GSP Live și vom vorbi cu el despre sportul românesc, despre fotbalul românesc și despre pasiunea lui pentru fotbal, dacă mai există în momentul ăsta. Îl salut pe George Simion. Bună dimineața, domnule Simion. Bună dimineața. Mă bucur să fiu aici în dimineața asta și să răsfoiesc Gazeta Sporturilor. N-am mai răsfoit de mult, sincer, nici nu știam că mai apare pe print. Felicitări! Așa. Văd aici anul 98, să dea Domnul să ajungeți la anul 100. Anul 98, istoria ziarului. Din istoria ziarului, sigur. Da. Eu am crescut cu ziarele de sport, tot căutam căsuța redacțională. Facem o convenție, domnule Simion, înainte de emisiune, înainte de a porni, adică suntem în emisiune, dar înainte de a porni discuția. Bără. Încercați să nu aveți un discurs politic, de politician? Păi nu am, de asta am fost surpriza alegerilor. Asta credeți că e principalul Am vorbit pe limba românilor și venim din rândurile românilor și românii s-au săturat, ne-am săturat de acești politicieni care au distrus totul în ultimii 31 de ani și în afara faptului că acum măcar de conveniență port un costum, că doar nu veneam în hanorac. Puteam să veniți în hanorac, nu era nicio problemă. Puteam, am văzut că acum încearcă premierul Câțu să pară mai uman și se îmbracă în hanorac și în tricouri de rocker. Dar era fals dacă veneam în hanorac. Na, acum ne adaptăm la funcțiile de demnitate publică pe care le avem, dar rămânem aceiași. Eu am crescut în cartierul Dristor, din București, am bunicii din partea mamei. Deci, deja să vă descrieți viața, însă vreau să vă întreb cum s-a schimbat viața dumneavoastră în ultimele două luni, după alegeri, atât. Și după aia vreau să vorbim despre sport, în special. S-a schimbat foarte mult în rău. Am intrat într-un domeniu și într-o arenă a viperelor. Așa. Unde există foarte mari interese, unde încercăm să nu cădem în anumite capcane pe care sistemul ni le pregătește. Care e cea mai mare capcană pe care ați sesizat-o, ați detectat-o? Sau pe care spuneți că ați detectat-o? Votarea anumitor legi care sunt împotriva interesului național. Ți se pun în față 40, 50, 60 de legi de pe o zi pe alta și trebuie să stai să le analizezi. Ah, okay, yeah. Și fiecare greșeală a unui politician, a unui factor decident, afectează soarta țării, afectează zeci de mii, sute de mii de români. Și e o responsabilitate care te apasă, mai ales că mulți ne vor dezbinați, ei ce nu pot controla, caută să elimine. Și se fac multe presiuni, de asta probabil a fost mai greu decât lunile de campanie, aceste două luni pentru mine, încercând să evit toate șopârlele, toate intrigile care ni s-au pregătit. Au fost și presiuni directe asupra dumneavoastră? Asupra mea au fost foarte multe, de la cei care se dădeau prieteni până
lumea politică sau în general? Din toată lumea. A venit la noi din lumea politică tot felul de impresari, dacă tot vorbim în termeni fotbalistici. Impresari din lumea politică. Da, care au încercat să ne impresarieze. Nu avem nevoie de impresari, nu avem nevoie de stăpâni. Ce ar fi trebuit să faceți pentru, apropo de, să continuăm cu terminologia asta, ce ar fi trebuit să faceți în schimbul serviciilor acestor impresari? Să rămânem datori. Și noi nu suntem datori în momentul ăsta la nimeni și nici nu o să fim, indiferent de presiuni. În fine, nu. Sunt obstacole, sunt lucruri peste care vom trece. Avem un plan mai mare de viitor pentru a schimba România și asta ne interesează pe noi în acest moment. Bun, spuneți despre un plan mare de a schimba România. Eu vreau să reducem un pic aria și să discutăm despre o nișă sau ceva ce a fost considerat de o nișă de politicienii din România în ultimii 30 de ani, mă refer la sportul românesc. Aveți ceva în plan, în cap, pentru sportul românesc? Sau cum vedeți dumneavoastră ce se întâmplă în momentul ăsta în sportul românesc? Sportul românesc nu este o nișă. Okay. Poate din punct de vedere al voturilor, unii își fac calcule, în zona aia de sport avem echipele profesioniste, avem suporterii, luăm 50.000, 100.000 de voturi, mă gândesc. Așa își face un șef de campanie strategia. Nu? Și s-a întâmplat, am văzut Stadionul Național plin la un moment dat cu foarte mulți oameni aduși dintr-o galerie sau din mai multe galerii. Da, nu îl consider o nișă. Sportul ține de fibra acestei națiuni, ține de tot ce înseamnă România. Sportul, dacă vreți, poate să producă mai multe efecte benefice decât în economie și pentru economia țării, decât 10 legi în domeniu. Sportul ține de moralul unei națiuni, sportul ține de sănătate, sportul ține de imunitate. Okay. E greșit să analizăm tot ce înseamnă fenomen sportiv prin intermediul poate a 5-10 personaje care apar pe prima pagina ziarelor. E mult mai complex. Știu, dar dacă facem o radiografie a performanțelor din sportul românesc, din orice sport, nu mă refer la fotbal aici. Fotbalul, într-adevăr, e în prim plan în momentul ăsta. Sesizăm o scădere dramatică. Adică... Nu, sesizăm un dezastru național. Dumneavoastră spuneți dezastru. Da, e o calamitate. La fel cum e o calamitate tot ce s-a întâmplat în ultimii 31 de ani cu această țară. M-am uitat ieri, știind că vin la emisiunea la dumneavoastră, la niște secvențe de la Olimpiada de la Los Angeles din 1984. Ok. Cu cât entuziasm am fost primiți de publicul din Statele Unite. Bine, contextul politic al acelor Jocuri Olimpice a fost de așa natură. România spărgând embargoul comunist asupra Jocurilor Olimpice. Sigur, era contextul politic, dar era și momentul în care România o avea pe Elisabeta Lipă, pe Ivan Pațachin, ne luptam pentru medalii la toate sporturile aproape. Eram în topul țărilor și era într-un fel o strategie de țară, un plan de țară, un proiect de țară. Da? Se investea și s-a investit în perioada dinainte de Revoluție în sport într-un mod coerent. Era o centralizare. Centralizare, sigur. Așa a funcționat statul. Care nu se poate respecta o astfel de centralizare. Iertați-mă că trebuie să mergem sărim dintr-una într-alta. Este sportul o prioritate pentru România sau nu? În momentul ăsta clar nu este. Nu. Bun. Este. Dar ce este în momentul ăsta pentru România o prioritate? Educația nu este, sănătatea nu este și aș încadra sportul la sănătate din unele puncte de vedere. Infrastructura este o prioritate? Nu s-au mai construit
făcut niciun kilometru de cale ferată în ultimii 31 de ani. Nu avem autostrăzi, deși am plătit pentru acele autostrăzi. Vezi cazul Bechtel. Ce este o prioritate pentru România în momentul ăsta? Nu avem nicio prioritate, nu avem niciun proiect de țară. Așa că te gândești că trebuie să investești în tot ce înseamnă educație, sănătate, dezvoltare acestei țări. Și din punctul ăsta de vedere, sportul clar ține de dezvoltarea durabilă a unui popor și trebuie investit în sport. Cum? Creezi facilități pentru cluburile sportive, creezi politici de sport în masă. Dați-mi un exemplu. Știți de ce vă întreb? Că mă uit la dumneavoastră, domnule Simion, în teorie ce spuneți e valabil și e adevărat. Dar ce spuneți dumneavoastră acum, vă spun sincer, am auzit din gura multor politicieni în ultimii 25 de ani de când lucrez în presă. Adică cam același lucru. Domnule, stăm rău, trebuie să și trebuie să facem asta, asta, asta. Iar în practică nu s-a întâmplat mai nimic din tot ce au spus acești politicieni. De ce? Sau dați-mi câteva exemple și spuneți-mi de ce lumea ar trebui să creadă în ceea ce spuneți dumneavoastră. În primul și în primul rând, noi nu am fost la putere, noi nu am fost implicați în procesul de decizie în acești 31 de ani. Acești politicieni au avut pe masă proiecte precum revitalizarea Daciadei, de exemplu. Acești politicieni puteau până acum să stea departe de implicarea în anumite federații. Știm cu toții acuzele care s-au adus zonei politice și zonei de servicii de informații că au fost implicate în stabilirea unor președinți de federații și în stabilirea de multe ori chiar a campioanelor țării pe anumite domenii. Parcă am rămas numai cu lucrurile rele din perioada comunistă, știți? Cum decidea Nicu Ceaușescu și cum se decidea în fostul CC cine o să câștige titlu sau cum erau influențați arbitrii. Nu cred că se decidea acolo, cred că se decidea totuși la alt nivel, securitatea versus familia Ceaușescu. Din păcate am păstrat cumva anumite practici de acest gen, dar nu am menținut încurajarea sportului. Vă dau un exemplu din marile centre urbane. Cei de vârsta mea, care au mai rămas în țară, pentru că foarte mulți sunt plecați. Eu sunt născut în 1986. Am 34 de ani. Mulți din generația mea lucrează peste hotare și îi înțeleg. Din multe puncte de vedere îi înțeleg. Aș dori și i-aș dori acasă. Da, aici e altă discuție. Mulți dintre cei rămași se duc la săli de fitness. Săli de fitness care au fost închise în această pandemie până la un moment dat. După cum sunt închise în acest moment terenurile de fotbal, terenurile de sport în general. Aceasta, din punctul nostru de vedere, din punct de vedere al AUR, este o decizie foarte păguboasă, pentru că sportul este benefic pentru sănătate, pentru imunitate și sportul te scapă de multe ori din depresie, care este boala secolului 21, mai ales în marile centre urbane. Pe lângă aceste centre de fitness și aceste săli de sport, pot fi create la prețuri normale terenuri. Pot fi făcute facilități care de multe ori s-au blocat undeva în acest circuit a parandărăturilor. De exemplu, piste pentru bicicliști. Cât de mult s-a insistat să avem aceste piste care tot de sport, nu? Într-un sens mai larg, de mișcare, de exercițiu fizic. Eu am făcut o perioadă fotbal și atletism, erau centrele școlare, CSS2, CSS6, știu că am fost legitimat, nu am excelat în domeniul fotbalului, ori fundaș, ori portar. Portarii de obicei sunt
Aia care... N-am fost gras. Nu, cei mai talentați erau puși în poartă uneori, da, la fotbal. Uneori, nu, da. În școlile primare. Dar am avut cadru necesar de la școală unde să pot să merg să încerc. Să încerc, că eram pasionat. Mă uitam la televizor, cumpăram gazeta sporturilor sau Sportul Românesc sau Prosport, diferitele publicații care apăreau. Și măcar am avut cadru necesar, nu mi s-au cerut bani și se cer, din păcate, de copiilor astăzi bani mulți pe care părinții de multe ori nu iau pentru a face sport din plăcere. Mai mult, acum în afara orelor de sport, de la școală, niște terenuri care pot fi folosite de comunitate și pot fi folosite chiar de elevi în afara orelor, pentru că noi jucam fotbal, jucam basket în timpul orelor, dar și după ore. Okay. Sunt închise. Deci, asta este o chestie pe care o poți rezolva foarte, foarte ușor. Deci eu cred că nu a existat voință politică până... Bun, dar asta e o situație specială, să spunem, în vremuri de pandemie. Dar probabil că pandemia asta se va termina. Nu. Închiderea terenurilor... Închiderea permanentă, adică de ani de zile a unor... Da, în terenurile din cadrul școlilor sunt deschise numai și numai pentru elevi din timpul orelor de curs, ceea ce nu este o măsură justificată. De multe ori ne ferim, pasăm responsabilitatea de la unul la altul, în loc să luăm măsuri concrete. Da? Vreau să vă întreb cum vedeți implicarea primăriilor în fotbalul românesc, de exemplu. Poate că știți, poate că nu știți, sunt foarte multe primării care susțin echipele și sunt reprezintă principalul motor pentru anumite echipe, inclusiv echipe din Liga 1. Vezi Voluntari, vezi Clinceni, echipe din jurul Bucureștiului, care sunt acolo doar printr-o energie publică, să spunem, politico-publică. Cunosc foarte bine subiectul. A fost o perioadă în care primăriile nu erau lăsate să investească în cluburile de sport profesioniste, ceea ce, din punctul meu de vedere, era o decizie greșită. Acum au până la 5% din buget pe care îl pot aloca către cluburile de sport. În acele momente, primarii, în acei ani, vorbesc de perioada 2010-2015, primarii care au investit în sport, într-o formulă sau alta, s-au ales cu dosare penale pentru acest lucru. Bun. Dincolo de evidenta corupție, care e endemică în România, care se poate întâmpla, care trebuie controlată prin mijloace legislative și instituționale, eu sunt un susținător total al implicării instituțiilor publice în activitatea sportivă. Este necesar. Cine să susțină niște un mediu privat care nu există de fapt în România și care n-a fost susținut? Nu avem antreprenori români. Cred că pe modelul de odinioară, dar actualizat, e bine ca fiecare primărie să susțină anumite discipline. Faptul că se canalizează totul spre Liga 1. Da. Și că bugete enorme se alocă în acele zone, nu e în regulă. Adică concurența asta între banii publici și banii privați în Liga 1, câți mai sunt bani privați în Liga 1? Cu siguranță nu este o concurență egală. Adică te bați... Nu, se pare. Nu, vă dați seama. De asta zic, dacă o primărie alocă niște resurse. În primul rând ar trebui să aloce resurse pentru cetățenii din acea localitate. Pentru ca acei cetățeni să poată face sport. Pentru ca acei cetățeni să poată da, de exemplu, din Clinceni, din Voluntari și așa mai departe, pe viitorul Giga Hagi. Să fie practic propune să răsuciți un pic piramida investiției acestor primării. Către adică centre de către juniori, să facă către, sport către și de-abia după aia către vârf. Către sport de masă. Așa mi s-ar părea normal, așa ar fi logic.
Iar pentru fotbalul de performanță, cred că dacă avem manageri profesioniști care să se gândească la rezultate, pot fi obținute rezultate și fără interferența zonei publice și zonei politice. Mai urmăriți fotbal? Din păcate nu. De când nu mai urmăriți? Nu știu, de când am început să lupt foarte mult pentru Basarabia și să-mi dedic fiecare oră din viață luptei pentru reîntregire și luptelor civice în care m-am angrenat. N-am mai avut timp, am mers doar la meciuri de fotbal ale României, mă pasionează și rugby-ul și handball-ul și tenisul, dar am foarte puțin timp să mai urmăresc și, sincer să zic, nu mai este același fotbal ca în copilăria mea, la care mă uitam cu drag și mă simțeam reprezentat de fotbaliștii pe care îi vedeam sau de sportivii pe care îi vedeam în arenă. S-a pierdut ceva. Nu știu exact unde, cei care urmăresc fenomenul sportiv mai de aproape ar putea să-mi explice mai bine, dar s-a pierdut ceva acolo, poate cu această globalizare, cu comercializarea prea mult, cu prea multă publicitate în jurul fenomenului. Poate și societatea a evoluat într-un sens nu tocmai potrivit, dar nu mai este sportul pe care îl vedeam, de exemplu, în anii 90 sau pe care l-am văzut la generația unui Dobrin sau al unui Balaci. Pe care nu i-ați prins totuși. Nu i-am prins, i-am prins doar din înregistrări. Uh-huh. Dacă mă întrebați dacă mai urmăresc fenomenul fotbalistic, mai degrabă am urmărit cu mare drag, făcea domnul Mitran o emisiune la TVR. Replay și vedeam reluări. Da. Mie era mult mai interesant să urmăresc acele secvențe. Dar care e ultimul eveniment sportiv pe care l-ați văzut? Nu știu, la televizor sau pe o arenă? Nu știu, care e ultimul meci pe care România l-a jucat acasă? Acasă, spuneți? Acasă, da. Echipa națională a României. Da. Păi au fost meciurile din Liga Națiunilor, din toamna trecută. Știți unde am fost? Am fost în Italia. Ați fost la Euro 2019. La Euro 2019, da. Și la toate meciurile jucate de România în Italia. Și în sfârșit m-am reîndrăgostit de fotbal prin echipa de tineret Under 21. Dar n-ați văzut după aia încercările fotbalului românesc de a integra acei copii la echipa mare a României? N-ați urmărit? Nu. Și modul în care încearcă ei acum să prindă o oarecare tracțiune în fotbalul de senior, pentru că e diferență mare între ce se întâmplă totuși la Under 21 și la echipa mare. Așa, și a mai fost la voluntari. Tot această echipă Under 21 a avut un meci pe stadionul din voluntari, nu mai mi-aduc aminte. Când era Rădoi antrenor încă? Da. Deci destul de Rădoi între timp la echipa mare, adică s-au schimbat niște lucruri. Da. Am fost ocupat cu campania, dar am promis, atunci, în Italia, așa, că merg cu tinerii ăștia la Olimpiadă, în Japonia. Deci o să mergeți la Tokyo. Îmi luasem bilete pentru 2020. Da? Și ce s-a întâmplat acum? S-a amânat, sau... Rămân valabile biletele? Eu îmi luasem biletele pentru avion. Ok. Și ce ați făcut? Mi s-au întors. Da? Vedem acum dacă o să reușesc. Mai aveți timp? Trebuie să vă las pe concediu acum, că sunteți... Probabil o să fie vara, nu? S-a programat în continuare pentru vară și o să fie vacanță. Mi-aș dori mult, pentru că e o promisiune pe care am făcut-o, să fiu alături de tineri ăștia care m-au făcut să mă reîndrăgostesc de fotbal. Pentru că am avut ani buni de zile în care mă uitam la un meci de fotbal și nu mai aveam nicio trăire, nicio simțire, nu mă mai atrăgea nimic. Fiind stelist în copilărie. În copilărie, da. Dar de unde până unde? Cum? Nu știu, ascultam la radio, la bunici, în Vrancea, ascultam meciurile de fotbal, la fotbal minut cu minut, minutul și scorul. Da. Și am auzit Steaua. Sună bine. Da. Cred că era și performanță. Era exact în copilăria dumneavoastră, exact perioada aia bună a Stelei de după Revoluție.
Sigur, 93, 94, 95, 96. Da, în care urmăream, mi-aduc aminte de toți fotbaliștii de atunci pe care îi auzeam la radio. Îmi vine în cap acum Ilie, Gârcă, Pandur. Da, steliștii, dar și Dacia Unirea Brăila, de exemplu, cu Brătianu. Și că mereu Brătianu dădea gol cu capul. Da. Ascultam și pe Ilie Dobre și pe ceilalți crainici de atunci, le cunoșteam vocile. A fost o copilărie frumoasă. Am crescut cu fotbal minut cu minut, am crescut cu ziarele de sport până să ajung. Și m-a și dus, referitor la întrebarea dumneavoastră, m-a dus tata. Că tot trăgeam de el, tată, du-mă și pe mine la un meci de fotbal. Și unde v-a dus? Prima oară m-a dus la Rapid. La Rapid, în Giulești. În Giulești. Eu cu tata m-am dus la meciul de fotbal. Mama cu sora s-au dus la teatru din Giulești, care nu cred că mai există nici el acum. Și a fost așa o convenție. După... Mai țineți minte ce meci era? Nu mai mi-aduc aminte. Nicio impresie nu mai aveți de la meciul ăla? Mă, normal, rămân impresia așa de la un prim meci pe stadion. M-am dus ulterior la... Ba, cred că era un Rapid cu Sportul Studențesc. Era așa, un meci destul de calm. Așa, între două vecine de cartier. Așa. Și după aceea m-a dus pe Ghencea. Am văzut armata ultra cum scanda împotriva lui Lucescu, Lucescu. L-am întrebat pe tata, ce strigă tata ăștia aici? Lasă că ți explic eu mai încolo. Și după aceea am avut o perioadă, toată școala generală, n-am mers la niciun meci de fotbal, am urmărit, îmi cumpăram Gazeta, Sportul Românesc, transformat după aceea în ProSport, a mai fost un ziar Sport 21, făcut de Gheorghe Raiețchi. Da. Cumpăram, urmăream, jucam la ProSport, am nimerit odată 13 din 13. Păi trebuia să fiți milionar acum, nu milionar, dar oricum, cu 13 rezultate din 13 era... Eram copil, clasa a 6-a, 7-a, m-am dus la mama, că nu aveam 18 ani ca să încasez eu contravaloarea, i-am dat biletul, s-a dus mama luni atunci, au chemat-o marți și erau foarte mulți câștigători. A, deci fusese o etapă fără surprize mari. Exact, și m-am câștigat o sumă foarte, foarte mică. Era campionatul italian la ProSport? Da. Deci probabil că erați și urmăritor de Italia. Sigur, am fost și sunt un admirator al fotbalului italian. Trebuie să aveți o favorită. Un AC Milan. Da? Uh-huh. Pentru că era echipa, totuși era echipa deceniului în fotbalul italian, în anii 90. A fost Milan. Echipa lui Berlusconi, sigur, cu Maldini, absolut, cu George Weah. Uh-huh. Deci mai aveți... Da, idolul, un fotbalist preferat aveați în România? Copiii cresc cu un idol, de obicei. Acum, da, bine, oscilam între... Între? Ia să vedem. Oscilam undeva între Răducioiu și Ilie Dumitrescu, mister. Sigur. Da, așa. Era încă la Steaua când ați început să țineți. L-am prins o perioadă și Lăcătuș, dar acum aș spune categoric Gheorghe Hagi. Acum? Acum. Mă surprinde totuși că 94, practic mondialul a fost mondialul lui Hagi. A fost, sigur. Și erați exact atunci, deschideați ochii. Și atunci era sclipitor totul și generația lui Hagi. Mi-aduc aminte momentul acela în care Gheorghe Hagi era în conflict cu presa. Așa. Și... Ce surpriză, da. A avut dreptate. A, povestea cu să ne face statuie? Da, adică el era foarte supărat, susținea punctul de vedere și spunea că suntem ultima generație, pentru că nu vine nimic din urmă, pentru că nu se investește, pentru că... A rămas memorabilă fraza cu ar trebui să ne faceți statuie, sigur. Da.
Dar uite câtă dreptate a avut, uite că acum te uiți și vezi că Gică Hagi este printre puținii care a investit în juniori, a făcut o treabă profesionistă și vezi că România, în general, nu mai investește în sport, nu mai investește în juniori, nu mai investește în viitor și nu sunt profesioniști oamenii din domeniile lor. Uh-huh. Și am o garanție că Gică Hagi, Gică Popescu și generația lor sunt niște oameni crescuți în niște valori naționale și sunt profesioniști pe domeniul lor. Asta căutăm și noi în politică, în viitorii conducători pe care vrem să-i propunem la conducerea țării. Să fie profesioniști, să fie integri, cinstiți, să fie patrioți, să își urească neamul. Unde credeți că să-i găsiți? Sunt, dar s-au retras, din păcate, fiind cumva în lumina reflectoarelor se practică multe acuze, discreditări, scandaluri, ne dăm în cap unii altora. Era un banc. Ia spuneți-ne, să vedem. În Iad. E Scaraoschi desemnat să la fiecare popor să țină oamenii care ajung în Iad acolo în cazan și stă cu un polonic să aibă grijă de să fiecare, nu să nu iasă. Da. Să nu iasă nimeni din cazan. Așa. Și vine șeful lui într-o zi în inspecție. Se uită, Scaraoschi stă, n-are nicio problemă. CEO-ul lui, să-i spunem așa. Da, așa, în termeni moderni. Da. Dar ce faci? Păi nu, că azi sunt de pază la români. Ăștia își dau singuri în cap. Și cam ăsta e fenomenul pe care l-am văzut. Devenise și român, practic. Stând degeaba, neavând nimic el de făcut. El stătea degeaba, dar românii își dădeau în cap singur și nu ieșea niciunul de acolo. Cam asta s-a întâmplat în România, din păcate, în acești ani. E timpul să venim cu o altă perspectivă. E timpul să schimbăm cumva mentalitatea noastră. Putem. Trebuie să dăm exemple. Acești profesioniști, acești experți există în toate domeniile. Aveți un expert în sport? Doar pe care îl aveți în calcul pentru a-l folosi în cazul în care veți putea decide ceva apropo de sportul românesc, de viitorul sportului românesc? Da, dar nu îl cunoașteți, vine... Puteți să-i dați numele? Sigur că da, cum să nu. Am un prieten bun, coleg de generație cu mine, Adrian Socaciu, care s-a luptat pentru sportul, pentru studenți, pentru tineret, în perioada studenției, în perioada de reprezentare studențească, pentru sport de masă. Okay. A încercat, s-a dus la toți miniștrii, a fost la un moment dat consilier la un ministru, n-a reușit să implementeze nimic, nu s-a concretizat nimic, din păcate. E un om pe care eu l-aș promova într-o funcție de conducere oricând pentru a lua decizii concrete în domeniul sportului. Mai am pe cineva în minte. Este un campion cu siguranță național, nu știu, și are performanțe și internaționale. Dănuț Constantin, Dan Constantin, a fost candidat la primăria Predealului și promova Predealul ca și destinație de schi, ca și destinație sportivă, pentru că mulți sportivi s-au pregătit și veneau la Predeal pentru sporturile de iarnă, unde noi suntem total deficitari. Și a venit și cu un proiect. A fost tot timpul total deficitar, inclusiv pe vremea comunismului. Nu era nimic. În afară de o medalie răzleață la Jocurile Olimpice de iarnă, n-au prea existat. Adică eforturile au fost în zadar, inclusiv în perioada comunistă, în privința sporturilor de iarnă. Deși... Da. Pare un cal mort, se pare, pe sporturile de iarnă în România. Nu, pentru că există dorință, există oameni care vor să performeze, avem câțiva campioni, nu poți să ignori. Uh-huh. Adică nu trebuie să ne concentrăm întotdeauna la performanță. Ok. Performanța se naște dacă ai pătura de jos, dacă ai masa. Se ridică oamenii care au
o aplecare spre domeniu. Am vorbit totodată cu mulți antrenori din diferite discipline. Am văzut că li s-a redus mult baza de selecție. De regulă făceau campioni din copii cu posibilități reduse, pe care îi luau prin intermediul școlilor. Nu se mai face sport în școală corespunzător, nu se mai merge... Sportul copiilor e ăsta, noul sport național ăsta e. Cum ați putea schimba asta? Există această apetență. Că nu puteți să interziceți asta. Nu. Dar totodată copiii vor în fața blocului și totodată copiii de la sat ar trebui să aibă oportunități prin acești căutători de talente și prin promovarea sportului de masă. Este curios ce se întâmplă pe acel ecran și noi stăm foarte mult pe telefoane, nu putem să avem un dublu limbaj. Cu toții stăm pe telefon, dar totodată ne este interesant. Adică am văzut proiecte pentru oină, de exemplu, pentru readucerea oinei în... Sună așa, totuși, iertați-mă, dar sună... Până la oină, cred că mai avem niște lucruri de făcut. Mai avem multe sporturi de promovat, cu siguranță, dar unui copil este interesant să fie implicat într-o... Ok. Activitate sportivă. Vreau să vă întreb cum vedeți influența guvernului maghiar în sportul românesc. Pentru că sunt convins că ați citit în ultimul an, chiar dacă nu v-ați mai uitat la fotbal, și ați văzut, ați constatat, de exemplu, avem în Liga 1 o echipă care își bazează, atunci când își alcătuiește bugetul la începutul unui an competițional, se bazează pe o sumă importantă din partea guvernului maghiar, mă rog, descărcată în zona de copii și juniori. Mă refer la Sepsi, care este pe locul 4 în Liga 1. E una din revelațiile acestui sezon în Liga 1. Vă spun că nu știți, probabil că nu urmăriți. Urmăresc atent toate investițiile maghiare care se fac în zona Ardealului. Da. Unele mă îngrijorează pentru că este o lipsă de reacție din partea României. E o lipsă de reacție în ce sens? Ar trebui să ne susținem noi antreprenori care și să avem capital românesc, ar trebui susținut capitalul românesc, în loc să avem bănci românești, ajungem să ne vindem și băncile și companii strategice. Cum v-am zis, pentru mine face parte din sănătatea unei națiuni investiția în sport, sportul în general, și cred că oricine investește în viitorul unor tineri trebuie lăsat. Bun. Nu avem nicio problemă. La... Cu ce am o problemă? Cu ce aveți o problemă? Cu șovinismul, cu promovarea unor politici iredentiste prin intermediul unor cluburi de fotbal. Vi se pare că e cazul aici? Lucru care s-ar putea, adică există un potențial, am văzut unele exemple care mi-au dat de gândit cu arborarea unor steaguri. Dar cu investiția propriu-zis a guvernului maghiar în academia celor de la Sepsi, aveți o problemă? Guvernul maghiar investește în maghiarii de pretutinde. Ok. Eu cred că, din punctul ăsta de vedere, guvernul maghiar este un exemplu pentru guvernul român. Da, ar trebui. Care ar trebui să investească în viitoare talente și în tineri români din Chișinău, din Cernăuți, din Negotin, din Valea Timocului, și de ce nu să se îngrijească de tinerii români care cresc în Europa de vest. Avem multe talente, se nasc mai mulți copii în afara granițelor actuale ale României decât în interiorul lor. Și din acest punct de vedere ar trebui să fie o prioritate. Dar sportul nu este o prioritate momentul ăsta. Asta am convenit. Ar trebui să îl facem o prioritate. Deci nu aveți o problemă cu investiția pură a guvernului maghiar dacă nu are un scop ascuns în toată povestea asta. Exact. Niciun fel de problemă. Nu. Vreau să vă întreb cum vedeți disputa publică. Pentru că opinia publică e scindată, mă rog, cea care e interesată de subiect.
Ministerul Apărării Naționale, finanțatorul clubului Steaua, care încearcă acum, e acel club Steaua, clubul Steaua, cum îl numesc fanii Stelei, cei ai FCSB spun că este doar un club înființat în 2017, care vrea să revină în Liga 1. Cum vedeți această problemă? Eu m-am distanțat de subiectul Stelei, de toată această Dar ați spus totuși lume. Că nu v-ați mai recunoscut în Steaua lui Becali. Nu m-am mai recunoscut, n-am mai de mers ce spus asta? La Sunt meci. Curios, de ce? Că nu m-am mai regăsit tot acest proces de privatizare care a avut loc în fotbalul românesc. S-a întâmplat ca, de fapt, în toată societatea românească. A fost un proces grav viciat, un proces în care peste niște branduri naționale au venit niște investitori care împrumutau cluburile la început și după aia au zis, n-aveți de unde să îmi dați împrumuturile, dați Voi aici. Vă iau jucătorii, dați aici clubul. Vedem câte nereguli, câte branduri naționale s-au pierdut peste tot. Doar Dinamo, cred că a mai rămas și acolo vedem câte probleme sunt. Deci, procesul de privatizare din România s-a întâmplat cu totul greșit. De asta nici eu nu m-am mai regăsit în proiectul Stelei. În momentul ăsta, la fel cum v-am zis mai devreme, cred că instituțiile statului trebuie să aibă propriile echipe, trebuie să sprijine într-o formă sau alta sportul. Deci nu aveți o problemă cu Ministerul Apărării care finanțează clubul sportiv Steaua? Nu am, pentru că este normal. Mi-aduc aminte de Diana Mocanu, așa, nu? Care a câștigat medalii de aur pentru România provenind de la clubul sportiv al Armatei și de alții. Și la fel se întâmplă și cu Dinamo. Înțeleg că în momentul ăsta suntem într-o zonă a fotbalului profesionist, dar totodată mai degrabă îmi doresc și mi-aș fi dorit pentru cluburile din România un model de socios. Așa. Ca în Spania, un model în care suporterii să fie acționari ai respectivelor cluburi de fotbal. Noi am privatizat totul, majoritatea companiilor privatizate au ajuns să fie distruse, fără niciun plan real cu aceste privatizări și asta vedem că se întâmplă și acum, din păcate, și în zona fotbalului. Sunt niște valori naționale, aceste branduri crescute în ani. Și la fel revin la Gheorghe Hagi, care a avut în perioada 2002 a avut o încercare de a face un proiect pe termen lung la Steaua, tocmai când s-a pus problema venirii lui Gigi Becali. Chiar am avut o discuție, eram puști, eram în liceu. Așa. Dar am avut o discuție chiar pe acest subiect cu actualul vostru redactor șef de la Gazeta Sportului, Cătălin Țepelin. Da? Cum? Da. Unde s-a întâmplat asta? Eram... voi aveați sediu undeva pe Dimitrov. Da. Da. Și noi eram cumva împotriva privatizării clubului și preluării. Noi fiind cine? Erați deja parte din galeria Stelei? Nu, e un grup de prieteni. Okay. Care susțineam că n-ar trebui privatizat sub modul ăsta, da. N-ar trebui privatizat Steaua. N-a interesat, au primat interesele politice, interesele financiare și iată că buba de atunci pe care noi o văzusem în 2002, cred, a ajuns să răbufnească acum, în 2020. Uh-huh. Și creează dezbinare. Comunitatea suporterilor Stelei s-a împărțit. Uh-huh. E normal, orice buboi pe care îl ții, la un moment dat izbucnește. Nu s-au făcut în regulă privatizările din fotbalul românesc. Nu s-au făcut multe lucruri în regulă
pentru care nu s-a ajuns să fie găsiți vinovații. Se lucra pe o societate, palmaresul era mutat pe altă societate, n-a interesat pe mulți. Ne-a bucurat momentul în care anumiți patroni de fotbal pentru neregulile comise au ajuns să plătească, dar nu suficient. Uh-huh. Adică, dacă tot facem dreptate, dacă tot facem justiție, haide să facem pentru toți. Sau să avem un moment zero, despre care s-a tot vorbit. Da. Odată la un an aveam un moment zero în fotbal. Da, și de acolo înainte să mergi pe niște reguli clare, pentru că fiecare s-a descurcat cum a putut în aceștia. Cum vi s-a părut că s-a descurcat Becali? Nu am urmărit... Înțeleg că v-a dat un sediu, așa a spus într-un interviu după alegeri, da, e adevărat? Nu e adevărat. Nu? A spus-o în stilul domnului Becali. Deci nu iese, nu aveți niciun sediu în vreo clădire de-a dumnealui? Nu. Noi aveam la Alianța pentru Centenar, la etajul 1, pe Blănari. Da. Dumnealui avea la etajul 3. Okay. Singura discuție pe care am purtat-o la un moment dat, că nu știam cu cine să luăm legătura, să punem un banner, aveam o campanie în derulare, să punem un banner pe clădire. AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, a apărut, asta era în 2018, AUR a apărut în 2019, pe 1 decembrie, partidul. Dar, din câte înțeleg, n-a putut vota, a votat mama domnului Becali, îi înțelegem stilul, de multe ori expansiv. Dar v-a deranjat că a spus că e sediul partidului în clădirea dumnealui, lucru neadevărat spuneți? E în stilul domnului Becali. Sigur, eu am urmărit personajele, sunt de-abia acum cunoscut de marele public din România, dar am urmărit Așa. Și eu ca ceilalți români stilul personajelor din jurul fotbalului. Și știu toate secvențele, cunosc diferitele stiluri de comunicare a unora și altora. Am avut niște contre cu Grigore Cartianu. Ok. Fost jurnalist sportiv și i-am spus: domnul Cartianu, eu nu sunt domnul Becali, domnul Giovanni Becali, cu care v-ați certat așa într-un stil grotesc pe la televiziuni. Și nu vreau să intru în astfel de clinciuri. Uh-huh. Am avut ocazia în ultimele două luni să mă cert așa, să mă porcăiesc, ăsta-i cuvântul, da? Pe la televiziuni, cu unii, cu alții, și am preferat să nu fac lucrul ăsta, pentru că e deja prea mult spectacol, prea mult circ în societatea românească. Sigur, vom protesta, vom fi fermi pe poziție, vom lua atitudini de fiecare dată, dar fac o încercare și ar trebui cu toții să facem o încercare, să ducem limbajul într-o zonă civilizată, vehementă, radicală, pentru că este nevoie la tot ce s-a întâmplat, dar într-o zonă civilizată. Vreau să vă întreb un pic despre această, nici nu știu cum să o numesc, Unii sub tricolor, cum ați numit-o, ce este? O galerie a echipei naționale. Ați fost în această galerie la vreunul dintre incidentele care au dus la sancțiunile primite de FRF din partea UEFA? Cred că nu am ratat meciurile României în ultimii 15 ani acasă, cu câteva excepții. Am văzut fenomenul fotbalistic, am văzut incidentele care... La meciul cu Spania, de exemplu, ați fost? Am fost la toate. Am fost și la meciurile cu Ungaria. Ați scandat împotriva Ungariei, spuneți-mi sincer. Am scandat împotriva Ungariei, pentru că era o scandare vulgară. Ține de spectacolul fotbalistic, galeriile de fotbal. Sigur, acum aici sunt nu vă înțeleg, un demnitar sincer, al... Da. Nu mă înțelegeți, dar de când e lumea și pământul, în toate perioadele, oamenii au mers în galerie, au înjurat. Mi-ați spus că vreți o discuție sinceră. Da, sigur. Fără apreciez sinceritatea, da. Așa. Cu toții am fost la un meci de fotbal, cu toții am tras câte o înjurătură. Nu ăsta este nivelul de limbaj public la o televiziune și așa mai departe, dar astea sunt stadioanele din România care adună
în componența lor oameni din întreaga societate, și muncitori, și zidari, și IT-ști, și ingineri. Și este o zonă de refulare, nu trebuie să se ajungă la violență fizică. Sunt probleme în momentul ăsta la nivelul suporterilor, la nivelul stadioanelor. Se interzic unele lucruri care țin de spectacolul fotbalistic. Vă referiți la torțe, chestii de genul ăsta? Și coregrafii. Coregrafii, ok. Și anume mesaje. Mesaje restricționate discreționar, okay, de forțele de ordine, cum au ei chef. Nu, dacă acel mesaj nu e xenofob, dacă nu e rasist, trebuie lăsat să intre indiferent de conținutul lui. Ori nu, stai la latitudinea unei firme de pază, a unui organizator, și nu mi se pare, mi se pare că încalcă libera exprimare. Eu merg la meciul de fotbal ale României, singurele meciuri pe care le-am urmărit sub o formă organizată, cred din 2002, 2003, am fost în Bănie, mă leagă o prietenie mare de suporterii olteni și de suporterii bănățeni, îi cunosc, sunt oameni adevărați. Și am fost la România-Bosnia, am fost și la meciuri ale Craiovei și sunt nebunit. Craiova care? Craiova... Vedeți, am ajuns la întrebarea Craiova care? Nu, eu am prins o singură Craiova. Craiova Mititelu sau nu. Craiova nu o considerați nici a Mititelu, nici a nimănui. Craiova e una singură. Dar care când ați fost la Craiova? Când finanțator era cine? Dinel Staicu? Cred că da. Aveau o din asta frumoasă suporterii olteni și în Bănie chiar se iubește și se simte un meci de fotbal altfel, sau se simțea, da, un meci de fotbal altfel. Aveau după suporterii napoletani sau lațiali, aveau o pancartă mare: la Craiova nu se discută, se iubește. Și da, probabil era Dinel Staicu finanțator atunci, dar nu contează, adică oamenii țin minte toată acea perioadă frumoasă și am avut ocazia să merg cu suporterii olteni sau cu suporterii timișoreni în deplasări și i-am cunoscut, sunt oameni extraordinari și asta era viața lor. Da. În afara activității profesionale, pentru că v-am zis, IT-ști, ingineri, muncitori, zidari, studenți. În afară de viața profesională, ei trăiau pentru acea echipă de fotbal. Asta era viața lor. Știți ce vreau să vă întreb? Mă uit la dumneavoastră și încerc să-mi dau seama dacă ați văzut filmul Green Street Hooligans. Am văzut, sigur. Am văzut toate filmele legate de fenomenul fotbalistic și am ajuns să-l înțeleg. Ce v-a inspirat filmul ăla? Visați să fiți un astfel de suporter? Sunt curios. Ce era mintea dumneavoastră? Adică vă impresiona modul ăla de viață? Nu prea m-au impresionat niciodată suporterii britanici. Okay. Din multe puncte de vedere, lipsește spectacolul specific arenelor din Italia, de exemplu. Mai mult și m-am uitat la documentare și m-am impresionat legate de suporterii lui Lazio. Bun. Iriducibili de la Milano, Fossa dei Leoni și așa mai departe. Cu siguranță sunt fenomene de masă. Sunt anumite culturi, da, de stradă, de stadion, legate de muzică, care au impactat anumite generații. Eu cred că nouă în România, după căderea comunismului, ne-au lipsit
aceste fenomene de masă. Și le-ai mai găsit cumva în zona muzicii rock, în zona muzicii hip-hop, în zona stadioanelor, ca niște oaze de liberă exprimare. Da, dar fenomenul ultras vine uneori și cu brațul de fier, și anume incidentele, violența, care cumva e nelipsită. E cumva face parte din cultura ultras. E cumva o diferență aici între fenomenul ultras și fenomenul hooligans. Okay. Unul care promovează mult spectacolul pe stadioane și susținerea echipei naționale, celălalt care promovează violențele. Linia, pentru că e o chestie de mândrie, ca în armată. Iei un steag al rivalei, ca ultras. Îți doresc să iei un steag al rivalei. Cum iei un steag al rivalei? Prin violență. Adică se întâmplă lucruri inevitabile de la un pas, de la ultras la hooligan, e uneori inevitabil pasul. Da, totodată nu, adică reducând la fenomene sporadice de violențe tot fenomenul de susținere de masă, ajungi să greșești, să pui etichete, să te dezici când sunt altele problemele reale, cred eu. Acum, violența este ultimul refugiu al incompetenței. Așa. E bine la nivel de societate, e bine la nivel de lume să nu ajungem la violență, să rezolvăm lucrurile prin dialog. Nu știu cât de posibil e, având în vedere că dialogul este constant blocat în acești ani. Nu mai discută nimeni cu tine, nu mai are nimeni timp să-l audă pe celălalt, trăim fiecare în bula noastră. Și se creează niște tabere care devin irreconciliabile la nivel de societate, din păcate, pe modelul galeriilor care la un moment dat pare irreconciliabile unele dintre ele. De exemplu, eram prins pe suporterii olteni și pe cei bănățeni că se înțelegeau într-o perioadă foarte, foarte bine. Și e bine să existe relații de prietenie. E bine să nu transformăm societatea în astfel de tabere ireconciliabile. Eu am învățat mult din fenomenul fotbalistic, din fenomenul suporterilor organizați. Am învățat mult din experiențele pe care le-am trăit și tocmai de asta vreau cumva să aplicăm. N-am vrut să intru în politică, nu sunt politician în stil clasic, dar am fost nevoit. Ce făceam eu? Lupta pentru românii noștri din Chișinău, din Cernăuți, lupta pentru cauzele civice, pentru Roșia Montană. Ce se întâmpla în societate după colectiv? Vedeam că nu s-au produs acele schimbări pe care noi le așteptam. Noi am ieșit în stradă, noi am luptat, am creat de la zero prin intermediul asociațiilor civice mișcări la nivel de sus, la nivel de decizie politică, la nivel de decidenți, schimbările nu au mai venit, nu a avut loc următorul pas. Și am luat decizia să intru în politică. Cu siguranță nu o să mă dezic de activitatea mea, de ce am făcut în anii ăștia, pentru că mi se pare o aberație și într-adevăr un politicianism grețos. Eu vreau să aplic și vreau să reclădim România distrusă în acești ani. Voi reuși? Nu știu dacă voi reuși eu. Vom reuși noi? Este posibil să reușim dacă venim cu o altă viziune. Suntem datori să încercăm. Am vârsta, am energia care îmi permit să visez. De la asta pornești când intri într-un teren de fotbal, o echipă din Liga a doua din România și joci împotriva Real Madrid. În primul rând trebuie să îți propui să te gândești mental că poți. Fără asta o să fii zdrobit. După aceea înveți. Trebuie să antrenezi, te pregătești, sunt niște pași. Dar surprize se pot întâmpla. Noi am fost o surpriză la aceste alegeri. Vă ziceam de economie. Așa. Economia Spaniei a crescut extrem de mult după ce Spania a devenit campioană mondială. Ok.
Ai zice că nu e o legătură directă, ba este. E vorba de moralul unei națiuni. E vorba de psihicul nostru. Atâta timp cât suntem speriați, cât credem că nu suntem în stare să realizăm nimic, nu vom realiza nimic. Suntem de la început pierzători. Poetul meu preferat este George Coșbuc și are o poezie, Lupta vieții. Viața e o luptă, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor. Despre asta e vorba. Măcar să ne luptăm, să nu ne predăm din start. Sunteți credincios, domnule Simion? Sunt credincios, nu foarte practicant, dar încerc, mai ales după ce am trecut prin niște provocări, să merg duminică de duminică la biserică. Încerc, da. Mi-a reușit cel puțin în ultimele luni. Am duhovnic, mă ducea bunica de mână la biserică când eram mic, cum cred că făceau mulți dintre bunicii noștri, și am văzut puterea lui Dumnezeu. Poate unii care ne privesc acum li se pare desuetă chestia asta, dar am văzut în viața de zi cu zi ce mare influență, dacă îți dorești un lucru, cum te poate ajuta Dumnezeu dacă ai gânduri bune. Și am devenit și mai credincios, să zic așa. Știți ce vreau să vă întreb? Sunt convins că aveți o imaginație bogată și vă provoc imaginația la un joc. Dacă ați scoate de sub masă acum o Biblie și v-aș pune pe masă, ați putea pune mâna pe ea și să spuneți că în spatele dumneavoastră nu este nicio influență ocultă, nu e niciun serviciu secret, nimic? Da. Ați fi relaxat făcând chestia asta? Da. Da? Da. Și asta e cea mai mare bucurie a mea. Asta e cea mai mare bucurie a mea. În spatele unui subtricolor e cineva? E vreo finanțare ocultă? Nu. Nu? Adică de unde au fanii ăștia bani să meargă în toate deplasările astea? Toți, tot acest grup. Sau, mă rog, mulți. Da, nu e vorba doar de unii subtricolor. Sunt multe grupuri care merg. Sunt și compun Galeria Naționalei. Și toți cei pe care eu îi cunosc își plătesc deplasările, economisesc luni bune de zile și asta e viața lor. Cât ați cheltuit cu deplasările, cu echipa? Sau ați fost doar la meciurile de acasă ale echipei? Nu, am fost și în... Spuneți-mi. Am fost și în deplasări. Nu, am fost prima mea deplasare a fost în Andorra. A jucat România cu Andorra. Da. Asta a fost pentru mine și un mod de... Am extins de orizontul în sens în care să văd Europa. Da. Am putut vedea, am fost după deplasarea din Andorra în Macedonia, tot în acea campanie de calificări. Și n-au știut părinții mei. Eu mai aveam foarte puțin să fac 18 ani. A, deci erați minor. Era în septembrie, pe 21 septembrie împlineam 18 ani. Nu știu cum au lăsat vameșii și să trec. Am împrumutat, m-am dus cu un autocar din ăsta, am mers 2 zile, 2 nopți până în Barcelona și am împrumutat bani din autocar. Era perioada aia în 2003 când trebuia să arăți la graniță că ai 500 de euro. Și pașaportul. Și pașaport. Care nu-l aveați. Îl aveam. L-aveați. Aveam okay. Pașaport, nu împlinisem 18 ani. Trebuia acordul părinților sau ce? Ca să ieși din țară. Teoretic, dar nu. Așa, okay. Era septembrie, nu s-au mai uitat vame și am dat dovadă de inconștiență. Fiecare când e copil e inconștient. Și aia a fost prima mea deplasare. Le-am zis alor mie că mă duc în Delta, i-am mințit. Și am ajuns în Barcelona și după aia am mai luat un autocar 3 ore până în Andorra la Vela. Nu? Da. Da. Cred că da. Așa. Și m-am întâlnit atunci chiar a apărut în ziar, în Gazeta Sporturilor sau în ProSport. Așa. Un articol, am afișat un banner 3000 de kilometri pentru a spune mândru că sunt român. Și știu eu atunci cât de mult m-am chinuit și m-am strâns bănuți cu bănuți
ca să ajung în Barcelona, am găsit o ofertă, costa 90 de euro sau 100 de euro până în Barcelona și până în Andorra. Când ai o pasiune, când vrei să faci ceva, cu tot din adinsul, faci. Și în anii ăștia i-am cunoscut pe mulți cei care din banii lor fac lucrurile astea. Bine că sunt și grupuri finanțate în sens de li se achită deplasarea și așa mai departe. Există? Cu bilete de meci. Am văzut și asta, da, normal. În, unde? În galeriile cluburilor? Da, sau? Da, la cluburile de fotbal. Da, am văzut și asta. Nu e neapărat un lucru rău, condamnabil și așa mai departe. Prea mult am pus etichete, prea mult ne-am separat, prea mult ne-am despărțit în anii ăștia și ne-am acuzat și nici măcar n-am ajuns la o masă a dialogului și lucrul ăsta este rău. O singură chestie vreau să vă mai întreb. Sunt convins că sunt foarte mulți români care, analiști, specialiști, care gândesc lucrul ăsta, dar se feresc să o spună. Și văd cumva în ascensiunea bruscă a partidului dumneavoastră similitudini cu ascensiunea Partidului Național Socialist din Germania interbelică. Cred că ați auzit totuși curentul ăsta de opinie. Dom'le, riscăm să ajungem pe mâna unor extremiști și riscăm să naștem un ferment periculos pentru țara asta. Cum vă vedeți dumneavoastră? Suntem în 2021, în 2030, de exemplu, peste 10 ani. După cum vedeți, n-am nicio mustață ciudată, caragheasă. Nu urâm alte națiuni. Așa. Problema pe care o avem este cu noi, cu națiunea română. Trebuie să ne redeșteptăm, trebuie să luptăm pentru interesele noastre, ca individ, ca familie și ca neam, nu afectând alte națiuni. Eu vreau să ajung în 2030 punând oameni capabili la conducerea României. Repet, nu mă consider pe mine cel mai cel dintre toți, dar am lăsat această decizie a numirii de prim-ministri, de președinți și așa mai departe prea mult timp în mâna altora, în mâna unor interese obscure. Se vede clar cine sunt acești oameni. Ei au condus România timp de 31 de ani. Păi cine e extremistul, de fapt? Cine face rău? Cei care au distrus România în ultimii 31 de ani? Sau noi că venim și ne punem întrebări și clamăm dreptul de a vorbi liber pe niște subiecte despre care nu se vorbește, cum ar fi resursele naturale ale României? Nimeni nu vorbește despre lucrul ăsta. Suntem o țară bogată, printre cele mai bogate din Europa și avem populația cea mai sărăcită. Eu cred că ei sunt extremiștii și cei care refuză dialogul și cer să fim puși cumva la index. Voi vorbi de fiecare dată, modelul meu de politician este Ion Rațiu, care, parafrazându-l pe Winston Churchill, spunea: voi lupta până la ultima mea picătură de sânge pentru dreptul tău de a mă contrazice. Este important să avem dialog și este important să vedem ce e important. E important să vedem ce e important. Mulțumesc mult de tot, domnule George Simion, pentru prezența în studio în această dimineață. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem la GSP Live săptămâna viitoare, la 91 minut, luni dimineață. Dar ne vom vedea și duminică seară, ediții speciale, înainte, în pauza și la finalul meciului dintre Hermannstadt și FCSB. Vă doresc un weekend plăcut. Nu uitați site-ul Gazetei Sporturilor, www.gsp.ro, pentru cele mai importante știri din sportul românesc, din sportul mondial. O zi bună, un weekend plăcut vă doresc.